Bună ziua, oameni buni, și bine ați revenit la un nou episod din Minecraft cu Oscar. În acest episod vă voi prezenta, cum v-am prezentat și în episodul anterior, rollercoasterul meu, pe care singur l-am făcut. Și în episodul de astăzi vom mai face încă ceva la care nu m-am gândit încă ce ar putea fi. Pa. Bun. Să fim sigur că nu pleacă nicăieri domnul. Așa, deci la noi aici e seară. Asta să fac zi. Gata, e zi. Și astăzi vom face un aparat de ce vom face astăzi? Știu că vei veni vedere reston. Ce-am fi de... Știu! Un buton... Bun! Și acum... O să pun un comparator. Șine. Avem nevoie de șine. Șine din astea. Bun. Bun. Deci m-am gândit să fac un fel de transportator de mesaje. Mai pe scurt, poștă pe roți. Da. Poșta pe roți. Să știți că încă nu știu. Mă scuzați că am auzit televizorul. Nu, deci o să fie cam simplu. Tu zici, nu fac nevoie de repa. Să fie simplu. Asta e sora mea, Antonia. Mă scuzați. Am
entendi. Só um minutinho. Construindo. Eu vou fazer um dispositivo. Pentru a ști când este trimisă poarta. A început să plouă. Chiar acum... Nu mai am nevoie de redstone asta. În schimb, voi avea nevoie de un pressure plate. Voi de redstone. De ce nu mă văd asta? Să pot să mă întâlnă de redstone. Tanto, cum mai încerc un pic tot măcar. Va lumina asta. Ce luminează când e atins de restul? Seama de ceva. Așa, da.
gato! Come se venisse a breve? Come ho detto che torna un padre? Deci, priviți cum voi face un transmisător de mesaje. Există foi din care puteți crea, face mape. Voi încărca acest, ăla, stați, cum îi spune, ce este, ai mapă. Cu un stack, de fapt cu mai multe stack-uri. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 stack-uri. O să dureze ceva. Spun pe pauză și o să pornesc în dezgat. Și bine v-am regăsit. Deci am avut destul de muncă. Am ținut cam mult pe pauză. Mă scuzați, avem musafiri. Doamne, asta ia bătărtos. Again. Ok, crească. Și acesta este mesaje pe roți. Priviți, voi băga în el un copăcel. Oh, bravo! Voi trage o foaie de mă întreb câte mesaje am primit. Am primit un mesaj! One message. Uite aici aveți ceai și voi. Un copăcel. Și cam atât a fost episodul de astăzi. Vă mulțumesc că l-ați vizionat. Tu ești unde așa de tăia? Tu de mie în finom. Ascultați, da? Aici, Anto. Uite aici, și să ne revedem data viitoare într-un nou episod. Noi nu le La revedere! Mea.